Multă nebunie din asta, din Akihabara de aici. Aici e cu puzzle-uri sau cu ce e? Abonatul zilei este... Abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip. Vai de capul de zilele mele, ce e aici? Not open the box. Ah, uite, ăștia cu Pokémon, dar... Mă, cât de ieftine sunt! Pokémonii ăștia sunt 24 de lei! Bro, de ce-s prețurile astea așa de mici? Uitați-vă ce poți să găsești pe aici. De, efectiv, orice-ți dorești la lista de pe planeta Pământ, ai aici, din punct de vedere al anime-urilor. Și-s prețurile infime. Uite Pokémon, wow. Bine, așa sunt un pic curățuie ăștia, par chinezării, știi ce zic? Dar sunt foarte ieftin, nu? What, fit in? Snap? Ah, fii atent, trebuie să-l faci tu. Și sunt foarte, foarte ieftine, sunt super ok ca prețuri. Hoia Land asta. Asta se numește Hobby Land, ok? De-abia aștept să le vedem pe toate, de-abia aștept, vă jur, să le vedem pe absolut toate. E 30 de lei, foarte mișto. Și aia doi din Pokémon vreau să iau, pe Eevee și pe Bulbasaur. Dar o iau după. Ce e aici, doamne? Doamne, ce au aici? Hello? Bă, cum? Cum adică asta? Asta costă 45 de lei? Nu se poate, vreau și eu de-astea la banii ăștia. What? O secundă, hai să vedem dacă găsim ceva din Naruto. Naruto, ia uite-l aici pe Naruto. Hop, sorry, thank you. Bro, ce-s prețurile astea? Uite-te aici. Uite ce mișto e asta. Mamă, cât de mișto sunt și cât de ieftine sunt. Bă. Mamă, sunt foarte... Ia, du-te, du-te aici, e Naruto, ia stai. Uite-mă, ăștia sunt. What? Na, prețurile sunt... Mama, sunt foarte ieftine. Ăsta costă 60 de lei. Naruto ăsta costă... 90 de lei. Mi se pare fenomenal. Nu, ăla e Kakashi. Wow, cât de mișto Sakura. Bă, cât de tari sunt. Nu, Sasuke e ăsta de aici, ăsta Sasuke mic și ăsta e Sasuke mare. Oh, mare, îmi place rău, dar n-are un pantof. Păi așa e, mamă, Sasuke. Vai, cât de mișto sunt. Și Neji acolo. Și da, e criminal, tari. Ok, mamă, ce mișto. Efectiv, in love, in love, in love, in love, in love. Asta-l vreau. Deci pe Jiraiya ăsta îl vreau, ține. Asta e unul ce vreau. Nu, 2. Da, ce grele. Da, e greuț ăla. 2. Îl vreau și pe Naruto ăsta micuț, așa. Așa, ia stai să-l văd pe Deidara, că nu mai știu cum arăta Deidara. Ia stai un pic, Larry. Bam, bam. Ia să vedem dacă e Deidara. A, e ăla de acolo. Nu știu ce să zic. Parcă îl mai vreau, mai vreau unul singur, dar nu știu care dintre ei. Pe care să mi-l mai iau. Ăsta e mișto, iar rău, Kakashi-ul ăla. Dar fiți atenți, acum am văzut diferența de preț, 60 de lei și ăsta este 90 de lei, nu înțeleg de ce. Oh, au și și mi-au și un Tamagotchi, n-am cum. Mai știi Tamagotchi? Da, trebuie să-mi iau un Tamagotchi de ăsta, n-am cum. Tax free, hai să vedem ce e aici. A, oh, uite-l și pe ăsta. Da, tu știi care e diferența de preț? E diferența de preț mare. Da, deci ăsta e 4500 aici. Și am dat mai devreme 1900. Asta e 6000 și am pe poză că e 1400. Da. Mamă. Da, sunt prețurile complet diferite, gen. Da. Mamă, ce ne simțiți, ok. Deci aveți grijă de unde cumpărați chestii de genul de aici. Bă, astea erau, mamă, ce prețuri. Ia, stai un pic, de curiozitate, ține asta, o secundă doar, stați, o secundă. Asta e 2000. Ia, hai, stai, să vedem. Unde e ăla? Bă, vreau Naruto, să văd dacă îl găsesc, dar nu-l văd. Să vedem prețuri, diferențe. Mi se pare șocant, frate, de mare diferența de preț, vă jur. Adică mult prea mare. Ok. That's too much. Oh, sorry. Noi am dat 7000 pe toate. Doamne Dumnezeule. Tata! Ca idee, Jiraiya ăla aici e 7000. Hai să trecem. Nu mai putem. Dar uite și aici, uite câte de astea. Sunt băzând numai cu nebunii de astea. Bă, e fenomenal. Vreau un magazin Funko Pop. Unde vrei să mergem? Mergem la căței sus. 10 minute stau și-o căței. Vrei la de alea de căței iar? Mergem după ce terminăm. Uite, tot în Akihabara. Unde e și pisici? Nu te jos acolo, pisici. Hai că mergem un pic mai încolo și vedem ceea ce facem. Discutăm, eu vreau, merg cu tine, cum să nu mergem? Cum mergem, mergem, cum să nu mergem? De eu mai vreau să mai... Băi, noi am dat 7000 pe toate astea și ați văzut cât era doar Jiraiya-ul, 7000 aici. Akihabara s-a făcut. Mai avem multe de făcut pe drumul ăsta. Nu știu cum o să le băgăm în bagaj. Larisa săraca în momentul de față nu e supărată. Moartă de supărată. Nu știu cum băgăm astea în bagaj, săraca. Hai să mergem. Hai spre Akihabara, că mergem acum spre centrul ăla nebun de acolo. Anime-ul și astora fără o nebunie. Uite că aici sunt și cu Pokémon și cu de astea, ce tare. Marș, uite, chestia asta e mult mai tare. Aici sunt mult mai tare astea cu Pokéball-uri. Ah, uite, astea sunt într-adevăr next level, gen. Și cu ce tare. Da, ok, uite, aici e o de asta cu din asta cu rotiță mult mai mișto decât ce a fost în celelalte părți. Aici sunt cu anime-uri, cu Pokémon și cu de astea. Sunt și o grămadă de cafenele din astea în care
poți să te duci, efectiv plătești și stai cu fete de vorbă și așa mai departe, care sunt costumate în animeuri. E destul de interesantă experiența, n-aș face asta, sincer, dar destul de interesantă pentru că până la urmă ei iau bani, ele iau bani pe discuții cu oameni și așa mai departe. Deci acum am ajuns în raiul jucărilor, sunt la ultimul etaj. Mamă, putem să ne și jucăm din astea. Vai ce e aici! Wow! Păi putem să ne și jucăm. Aici sunt grămadă de jocuri din astea. Ce, să-mi cumpăr joc de ăsta mare? Mamă, ce-i pe aici? Eu, hai scoate. Furby! Ăsta a fost și la noi Furby, nu? Furby, da. Mamă, ce mi-a plăcut. Bă, un Tamagotchi vreau, deci Tamagotchi, nu plec fără un Tamagotchi, vă jur, de aici, din Japonia. Vreau un Tamagotchi să am Tamagotchi-ul meu. Ia uite aici. Sunt prețurile cam ca la noi la Lego. Valize Lego, nu știam că există așa ceva. Ce tare e Stitch ăsta, Stitch era să zic, doamne, Stitch ăsta. Tare, tare. Suntem în lumea prințeselor, da. Da, mă, nu-i problemă, ce cutează? Unde? A, tare. Nu-i foarte scump, să știi. Da, deci înseamnă că sunt șansă să-l aibă și pe Draco, dar nu e. Nu e Dumbledore. Nu l-au des pe rochie. Pe Voldemort? Da, e dat, sigur, dar super ok ca preț. Plece aici. Iar jocuri de-astea, uite tot la fel cum... Vai, uite pisicuțe. Vai, ce... ce e acolo la Gunla? Gunpla. A, astea cred că sunt figurine, uite, iar figurine aici. Uuu, ce-i pe aici, da, Lari? Ia. Dar alea nu sunt funk-uri, alea sunt figurine, figurine. Dar de ce nu există funk-popuri? Nu e de la ei? Ce să fie? Ce-ți place? Da, 120 de lei astea, sunt un pic cam mult. Hai să vedem aici ce ne-am luat noi. Bine, de fapt nu sunt mulți, sunt cât un funk-o, cât un funk-o de la noi. Bă, vezi că aici iar sunt mai scumpe decât la primul magazin. Ăla unde am fost acolo a fost Dumnezeu pe pământ. Destul de scumpe aici față de dincolo. Sincer. Mult mai scumpe ca dincolo. Uite ăsta. Aba nu, e același pe 670 ăsta. Bine, ăsta e de la de-l faci tu, gen, îl deschizi și la înăuntru și să-l faci tu pe ăsta. Vrei pisicuța, vrei pe Eevee? Bine, nu vrei pe Eevee. Oh, de tare. Ce e ăla? Am un lapsus cum îl chema pe ăsta, doamne, nu mai știu, dacă știți voi scrieți. Ăsta cât e? 1100, era mai ieftin în partea alaltă, din Pokémon. Doamne, este raiul jucăriilor și chestiilor de colecție. Dar nu vă Naruto, trebuie să existe și Naruto undeva. Dar trebuie să-l găsim, asta e tot. Are și... e chiar scump, e 3 milioane minatul ăsta. Erau mult mai ieftine în partea alaltă, jur. Zici tu? Da, Larry. A, astea sunt și la noi în țară, da, vedeți, astea sunt foarte mișto, gen stilul ăsta de figurine, sunt foarte, foarte mișto. Nici eu nu știam, mi-a zis cineva acum de curând, există și Michael Jordan, așa îl găsiți într-un magazin de retail din București. Nu e foc, dar sunt interesante. Uite asta, ce mișto e ăsta. Nu știu cine e, dar ai, din One Piece. Ce șmecher e ăsta. Foarte mișto ăsta cu ciocanul, așa, fata asta cu ciocanul, nu-mi place. Uite-i, mă, uite-i pe toate astea de la Naruto. Oh, ce frumos e asta. Da, ce scump e. Cât e? 8700. 2.400.000. Ca la noi. Da, nu, asta e mișto, asta chiar e mișto. Aia costă la noi. Da. Păi, dar pe ăsta l-am văzut. Aaaa. Pe ăsta l-am văzut. Era acolo? Da, în primul. Nu era așa, nu era cu astea, așa. Nu, zic eu că nu era cu astea pe jos. Uite, vezi, astea se unesc între ele, au niște chestii. Ca să le faci pe eu le-aș lua pe astea trei. Sunt frumoase alea trei. Eu le-aș lua pe astea trei maxim. Să le iei și pe Sasuke? Sasuke, Boruto și Naruto. Ok. Le-aș lua pe alea trei maxim, vale. Da? Dar nu pe ăsta l-aș lua, nu pe Sasuke ăsta, l-aș lua pe Sasuke ăsta. Pe ăsta, ca să faci toate trei. Ca să fac treiul. Ah, ok. Cât de frumos e. Suntem, frate, au inclusiv machete de trenuri, de nave, de absolut orice chestie de război, bă, orice nebunie. Aici o găsiți ca și machetă, de-abia aștept să intrăm în Shibuya Square, acolo unde e toată nebunia aia. Asta a fost aici, ne-am luat două de alea, mi-am luat pe Itachi și pe Boruto, îi voiam pe toți trei, frate. Îl voiam pe Boruto, Naruto și Sasuke, dar nu îi aveau pe aia să-i fac pec, să-i pun undeva la birou frumos. It is what it is, asta e, se întâmplă și de asta, n-avem ce face. Cum să nu plec, l-am luat până la urmă pe Itachi. Mamă, uite și asta cât de mișto era. Dar astea sunt făcute din alte, din altfel de astea, gen, sunt din astea mult mai altfel, de fapt, nici nu știu cum naiba să le zic. Din altfel de... Oh, uite, sus e Uniqlo. Da, l-am luat deci pe Boruto și pe Itachi. Ah, și fiți atenți, vedeți că ăsta e alt info pe care eu nu-l știam. Aparatele lor și toate aparatele astea, tot ce e pe aici, funcționează, frate, la 110W, nu la 220W, cum funcționează la noi în Europa.
Deci aveți foarte mare grijă dacă veniți vreodată în Japonia și vreți să vă cumpărați ceva bine, o să vă atenționeze și ei. Prețurile într-adevăr sunt mai mici. M-am uitat la un Dyson pentru Georgia, pentru sora mea. Și Dyson-ul era 1500 de lei și la noi e 27 de milioane, dar trebuie să iei convertor de la 220 la 110, e un pic mai complex decât ați crede. Și da, aveți foarte mare grijă la asta. De cristal, cât de șmecher sunt. Băi, foarte cristal, impropriu zis, sunt din plastic, dar arată foarte mișto, îmi place foarte, foarte mult cum arată. Și voiam pe Stitch ăsta, mă, dar nu-l găsesc. Sau pe Chip și Dale. Găsiți-mi-l pe Chip și Dale. A, uite. După două ore am ieșit, mergem și noi spre square-ul ăla din Akihabara, unde sunt tot felul de luminițe și așa mai departe. Și după cred că o luăm ușor, ușor spre casă, că tata nu mai poate. Am luat niște figurine, cred că vi le-am arătat, dar o să le vedeți 100% pe, cum se numește, 100% la birou, pe daily-uri și așa. Am mai luat și acolo unele și Larisa săraca a cumpărat iar machiaje și chestii de față, că nu s-a putut potoli. Are un sindrom, se numește cumpăratul chestiilor de față în momentul în care vezi chestii colorate. Păi dacă vrei să-i vezi pe ăștia cum urcă, vin aici și întoarce. Mi se pare fenomenal. Ia. S-a dat tot la fel prețurile măricele, uite și femei din astea dezbrăcate și așa, dar prețuri mari, rău de tot. Din ăla și acum am găsit și restul de 3 pietre. Am găsit restul de la de 3 de la Hokkaido. Yeah. Eu acum am înțeles de ce stați voi aici, a început ditai ploaia când am fost în magazin, e rău de tot. Hai, umbrele, ce să facem, nu? Păi asta e, tu cu tata, eu cu Larisa. Păi eu, da mă, eu, a? Da, cred că eu stau singur, tata singur și voi două. N-aveți idee ce privire mi-a aruncat Larisa, nu. Doamne, ajută, bine că am luat, uite, aici sunt primii 4 Hokage, sau primii 5 Hokage, nu 4, și aici avem restul. Hai Larisa. Gata? Hai. Și facem așa, bombă. Așa. Mamă, ce ploaie a început, doamne. Punia aia unde e centrul jocurilor și animeurilor de aici din Japonia, din Tokyo. Mamă, cât de frumos e. Sunt efectiv animeuri peste tot, e tot înconjurat de animeuri, într-adevăr, din păcate a început ploaia. Dar ce vrei să facem? Asta e dacă am vrut să venim la final de august în oraș aici. Ce vreau să mai fac este să-mi iau un Tamagotchi. Chiar vreau să-mi iau un de ăla. Și atunci ce e? Era menul din Naruto aici cumva? Ce tare ar fi? Ia uite, Godiva. Nu e, mă, e tot. E tot, sunt doar nebunii din astea și aici unde am intrat. Eu vreau să merg să vedem centru, square-ul ăla și după să mă duc să-mi mai cumpăr ceva de acolo. Vreau să-mi cumpăr Tamagotchi, ce? Adidas și Adidas anime? Nu e, mă, nimic anime, doar niște Adidas normali. A, ba, da, uite, fetele astea din ăsta sunt îmbrăcate așa, what? Tata astea. Vrei, Larry, luăm niște de-astea? Luăm? Știu, dar luăm niște de-alea? Ce tare arată. Dar e foarte tare, cum oamenii ăștia prepară udonul aici. Deci țin în chestiile alea și prepară udonul în... Uite cât de mișto e. După îl bag în apă rece, mi se pare fenomenal ce fac. Wow, foarte mișto, chiar mișto. Da, vedem că l-am pierdut. Mamă, bă, voi nu știu dacă vedeți, dar mie mereu mi se apăresc ochelarii când ieșim. Nebunie e aici, wow. Mamă. A dat flickering-ul la maxim. Nu știu cum naiba rezolv flickering-ul ăsta. Cred că l-am rezolvat de aici, a rezolv cu cât mă apropii, nu mai merge. Dar da, sunt o grămadă de cartonașe aici, din astea Pokémon rancate și așa mai departe, la prețuri nebune, rău de tot. Imaginați-vă că cel mai scump cartonaș de aici, care e agri și așa, e undeva, cred că la vreo 60 de milioane, ceva de genul ăsta ce au pe aici. Și pe aici, la fel, o grămadă de cartonașe din astea mega nebune, rancate și așa mai departe. N-am văzut niciodată fan al cartonașelor. Arigato. Dar, da, lumea are o pasiune pentru ele. Uitați-vă puțin câte tipuri de cartonașe din astea există. Eu n-am știut niciodată, frate. De ce, Doamne, iartă-mă, cineva e așa in love cu niște cartonașe și cartonașele alea poate să ajungă să valoreze atât de mulți bani? Că nu e vorba de trei lei, e vorba de... Oho, Manga Not For Me, și aici e un fel de Don Quixote, văd. Restaurant. Ia să vedem și ăsta, uite-te frumos, clădirea aia, Gigo. Înainte era Sega pe ea, acum scrie Gigo. Și ăsta este nebunia de centru din Akihabara. Dar stați un pic să văd și unde îi găsesc pe... Ai mei părinți, că nu-i mai găsesc. Hop, sorry. Așa, deci uitați-vă, da? Bam, bam. Asta este toată nebunia de piața Akihabara, unde se întâmplă toate nebuniile, unde este centru zero al tot ceea ce ține de animeuri, de jocuri video și așa mai departe. Trebuie să-mi găsesc părinții în momentul ăsta, că nu știu unde i-am pierdut. Mare, găsim tot felul de din astea cu One Piece și așa mai departe, cu absolut toate nebuniile pe care vă așteptați voi să le găsiți în legătură cu astea. Cartonașe Pokémon. Aș vrea să iau niște de-astea să deschid și eu, că n-am deschis niciodată. Să cumpărăm o nebunie de-asta, costă 150 de lei, nu se pare neapărat așa mult, doar să o deschidem așa de fun. A, uite, aici sunt cartonașe din alea graded, care costă mai mult, mai puțin, unele înseamnă ceva, altele... Habar nu am așa ceva, vă jur, nu știu. Uite-l pe Levi, ce tare! Cât de tare, 150 de lei Levi ăsta, mi se pare un pic multuț aici. Vreau să încerc și în alte locuri, să mai întreb dacă nu chiar mă întorc aici pentru Levi, pentru Levi ăsta, Levi. Că îmi place foarte, foarte mult cum arată și e... Chiar e un personaj pe care mi-l doresc din AOT. Ia uite și box, uite și pe Mikasa.
Ok, deci aici au văd. Deci aici există și AOT. În părțile celelalte AOT era absent. Hop, 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 hop. Mamă, dar uite diferență de preț, frate. E 4.700 aici, de 4.700 de DEA, în partea ilaltă eu cred că am dat vreo 2.000 și ceva. Boss, ce diferențe, sunt diferențe foarte, foarte mari. Am buitat și ok, Minato. Nu, mergem la ăla primul, că ăla a avut cele mai bune prețuri de până acum. N-am văzut niciunul până acum cu prețuri la fel de bune ca ăla. Fost deja și de aici m-am întors la voi. Gata, mi-am găsit părinții, tata a cumpărat și o valiză între timp. Și da, cum v-am zis, asta este centru Akihabara. Asta este locul pe care îl vedeți voi în fiecare poză din aia nebună legată de Akihabara. Bă, tot ce vedeți pe aici se învârte în jurul animeurilor, în jurul chestiilor de genul și într-adevăr arată foarte mișto. M-aș da să fie mult mai luminat, adică l-aș văzut mult mai luminat, cu mai multe LED-uri pe clădiri și așa mai departe. Hai, pentru că s-ar fi părut că ar fi arătat mult mai cool. Da, nu-i foarte mare, adică e o chestie așa. E, uite, aici se vede mișto. Și așa, dacă treci, se vede mișto, într-adevăr. Dar eu aș fi pus mai multe ecrane LED, deci asta aș fi pus mai multe ecrane LED. E la Gigo. Aici ești direct nebunii din asta unde poți să te joci. Un play 200 de ăștia, hai bagăm 200, te joci bam 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 bam. Dar uite la ei, ei iau de fiecare dată ori 1 ori 2. N-au mai mult, n-au ca la noi. Toată gherla aici, gen înăuntru. O chestie din asta mult mai mică, nu-i ca la noi. Uite sau asta. Nu o să spici niciodată așa ceva, sau asta. Sau King Kong, uitați-vă puțin. Ia, ia uite. Ia să vedem. Îl ia? Teoretic ar trebui să-l prindă. Dar nu, o să-l deschidă, stai să zic. Oh, i-a picat, bine. Good job, bro, good job. Uite și ăsta aici. 1800, nu. Un play e ok. Deci poți să găsești foarte multe chestii din astea nebune. Tare. Asta chiar e mișto, dar de unde fac eu rost de două de astea? Am nevoie de două monede. Aș vrea două monede de astea, sincer, să încerc la ăla. Că apare destul de ușor de prins. Ce tare. Bine, bine. Gherlă, efectiv gherlă, frate, gherlă. Bă, i-l-a ridicat până sus și după i-l-a... Bă, cât de nenorocit să fii, bă, cât de nenorocit poți să fii. Uite aici, l-a prins cineva. Of, 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 of. Gigo, Gigo, nu, habar n-am, Gigo, Gigo, habar n-am, nu știu ce e. Vreau să aflu ce e, ceva din ăsta gen Sega, cum era Sega înainte, acum e Gigo. E noua nebunie. Ia să-l mai zic, mă. Ia uite. Da. Ăștia vorbim mai de-alea. Arigato gozaimasu. Trebuie să traversăm, mergem un pic și am ajuns la ăla de unde am venit. Am ajuns un pic mai așa. Haideți să-l vedeți și din partea asta cum se vede. Bă, mă așteptam la mai multe canele, v-am zis, asta era singurul lucru pe care l-așteptam. Dar it is what it is și cam asta a fost și cu Akihabara. Asta este centrul la ce v-am zis până acum de o grămadă de ori. Racing game, music game, taiko game. Bă, jocuri, tot ce vreți, jocuri, animeuri, tot de la A la Z este aici. Yes, v-am pupat, ne vedem mâine.